Salutare, oameni buni! Azi iar un video cu un proiect din Carada, anume aleea pe care eu alerg. Vara asta au instalat sisteme de iluminat ca șaista. Hai să vedem cum a derulat procesul, cât a costat și părerile puteți să-i dați în comentarii dacă e bun sau poate să fie și mai bun. Hai să vedem! Deci lucrările de iluminare în parcul ăsta din iară au început în vara 2021. Și au durat cam toată vara. De la început au pus marcajele, ca să știe unde se fac găurile pentru a instala suporturi de beton. Acestea sunt suporturile de beton care au deja instalate niște țevi pentru ca să bage cablul printre aceste țevi, ca ulterior să ajungă la corpul de iluminat de sus. Aceștia le bagă în pământ cu ajutorul excavatorii, buldozere, camioane. Lucrează destul de organizat băieții, lucrează 8 ceasuri pe zi, dacă plouă se duc acasă, pe care am observat. Deci acum bagă stârpește de beton în pământ, după cum a spus, e servesc ca suport pentru corpul de iluminat. Îl amină cu tractorul și încetul îl lasă să cadă în groapa deja săpată. Desigur, sunt băieții prin prejur care se uită ca să fie totul ok. Echipa era formată de 8-9 persoane, cam, hai să zicem 10, desigur mai erau și șefi pe care eu nu-i vedeam. După ce instalau stâlpul de beton acolo, îl astupau cu condiș, cu diferite petrișuri, amestecătură, și lăsau ca să vadă doar un pic. După aia intrau cu compactorul și la rădăcina stâlpului îl compactau ca să fie destul de bine înțepenit în partea de jos, nu sunt miște. Deci nu prea făceau lucru cu mâna atât de mult, că să zicem să iei stâlp cu mâna, să ridice, să îndoie spatele, să aibă probleme cu spatele. Așa, lejer. Totul făcea tehnica. Băieți, cred că sunt plătiți cu cel puțin $30 pe oră. Așa lucru. Sunt angajați ai municipalității, în caz că nu au de lucru, de să dea șomaj. După ce au instalat stâlpul de beton, îl astupă, desigur tot cu excavatorul. Pun tot țărna care au scos-o la groapă, după care iară îl compactează compactorul. Și e bine compactat. Iasă la suprafață doar vreo 5 cm, stâlpul ăla de beton. Stâlpul are în iarăși 4 șuruburi de care se va fixa ăsta, corpul iluminat. Mai fac și curățenii pe marginea drumului, că se acumulează mult gunoi din urma lor, multă țărnă, multă colb. Sapă canale mai mari la intersecția cu unele străzi, trec pe sub stradă, sap ca un tunel mic așa și vor băga cablurile pe sub stradă. După ce au instalat stâlpul, îi pun o peliculă deasupra, mic așa, ca să astupe borțile alea prin care va intra cablul, să nu se astupe cu țărnă, cu gunoaie. Și astea 4 volturi rămân afară, deci aceste 4 volturi se va fixa corpul iluminat. Astea sunt găurile de care vă vorbeam, prin care intră cablul. Aici băiatul electrician deja vine cu bobinele de cablu, de fir electric, are 3 sau 4 fire. Dacă are 3, înseamnă că, cred că da, sunt 3 fire.
care este tensiunea de 120V, deci nulul, faza și împământarea. Și încet, câte unul instalează corpurile de eliminat. Sunt niște corpuri destul de moderne. Arată destul de bine la început, nu știu cât va rezista în timp, dar vă vedea. La urmă, după ce îl instalează, îl va acoperi cu folie de plastic ca să rămâie nou și să arate bine până la momentul când va fi dat în exploatare. Electricienii sunt două persoane, lucrează pentru un parc cu lungime de vreo 2 km pe care. Și aceste felinare sunt puse la o distanță de vreo 15 metri unul de altul. Au instalat deja și felinarele. Sunt încă în peliculă, doar le-au înșurubat aici în aceste porturi de beton. Sunt destul de dese, le vom vedea și pe timp de noapte cum vor lumina. Așa arată produsul final, instalat și dat în exploatare, pe timp de noapte luminează. Destul de fain luminează, dar parcă totuși pentru o alee mă gândeam că ar fi mai bine ca să fie niște stâlpi de astea, ca să fie mai sus, becurile să fie totuși atârnate sus. Destul de plăcut să te plimbi pe alea asta. Acum este o alee destinată mai mult pentru bicicliști, foarte multe biciclete pe aici circulă. Desigur și oameni care fac sport, care aleargă.